Sfântul Efrem Sirianul sau Sirul s-a născut în cetatea Nisibe din Mesopotamia în jurul anului 306. Tatăl său era preot păgân, iar mama sa era creștină. Atunci când a aflat că Efrem a devenit și el creștin, l-a dat afară din casă. Efrem s-a așezat în ascultarea episcopului cetății Iacob și în această perioadă și-a îndeplinit studiile de teologie. A fost apoi hirotonit diacon. A predicat și a scris neîncetat, s-a bucurat de un dar aparte al cuvântului, o sensibilitate deosebită prin care reușea să așeze textele evanghelice în lumină, fiind foarte apreciat ca orator. Atunci când a trebuit să se exprime cu privire la erezia ariană, a fost un foarte ferm apărător al ortodoxiei niceene, așa cum a fost ea definită la cel din 1 sinod ecumenic. Această fermitate este motivul pentru care unii cercetători consideră că Sfântul Efrem l-a însoțit pe episcopul Iacob la sinod. Atunci când Iacob a trecut la Domnul, Efrem a trebuit să fugă pentru a nu fi hirotonit episcop. A rămas diacon în continuare, slujind și predicând cuvântul lui Dumnezeu cu multă dăruire. În anul 367, invazia persană l-a forțat să-și abandoneze cetatea natală și să se mute la Edessa, loc în care a avut o contribuție importantă la fondarea unei celebre școli de teologie. Activitatea pastorală pe care Sfântul Efrem a desfășurat-o a fost dublată de o viață spirituală contemplativă caracteristică monahismului. De altfel, există surse care sugerează faptul că Sfântul Efrem ar fi îmbrățișat voturile monastice. Oricum ar fi, a îmbinat în viața sa slujirea datorată aproapelui cu nevoința continuă a curățirii sinelui. Tradiția bisericii a păstrat amintirea unei vizite în Cappadocia, unde slujea Sfântul Vasile cel Mare, care l-a recunoscut pe Efrem. De asemenea, se pare că Sfântul Efrem a făcut și o călătorie în Egipt, unde a cercetat părinții pustiei pentru sfat și binecuvântare. A trecut la Domnul în anul 373. Sfântul Efrem ne-a lăsat numeroase scrieri teologice, predici și imne, care s-au păstrat până astăzi. Lecturarea acestora, pe lângă folosul duhovnicesc deosebit pe care ni-l aduce, descoperă sensibilitatea și profunzimea unui sfânt părinte al Orientului.